Doamnelor și domnilor, am deosebită onoare să-l invit în fața dumneavoastră pe viitorul președinte al României, copreședintele USR, domnul Crin Antonescu. Acum două luni eram mulți dintre dumneavoastră și noi toți de aici, de pe scenă, împreună în aceeași sală. Și am spus atunci foarte limpede că Uniunea Social-Liberală, adică alianța între Partidul Național Liberal, Partidul Social-Democrat, Partidul Conservator și câteva milioane bune de români, va rămâne unită. Am spus acum două luni că vom da jos mai devreme sau mai târziu un guvern răufăcător. Am spus acum două luni că vom avea, mai devreme sau mai târziu, un guvern al nostru și că el va fi condus de președintele Partidului Social Democrat, în numele nostru al tuturor, de Victor Ponta. Am spus atunci, acum două luni, că vom lupta până la capăt, împreună, și vom câștiga războiul alegerilor locale, al alegerilor parlamentare și al alegerilor prezidențiale. Ne-am întâlnit atunci toate cele trei partide. Ne-am întâlnit atunci toate cele trei partide în congresele noastre și am venit împreună și am spus țării acest lucru. În seara aceleași zile și în zilele următoare, cățelușii propagandei lui Băsescu, așa cum i-am numit, toți Cristoi, toți turceștii, toate gușele, tot andronicii, au spus că nu vom putea rămâne împreună, că niciodată Băsescu nu-i va da mandatul de premier lui Ponta, că Uniunea Social-Liberală nu va atinge niciodată 50% din voturile românilor. Care este, vă întreb, adevărul? Noi, Uniunea Social-Liberală, suntem mai uniți decât oricând, iar ei au dispărut și se ascund. Noi, Uniunea Social-Liberală, am dat jos un guvern incompetent și corupt, iar astăzi primul ministru al guvernului nostru se numește Victor Ponta. Zis și făcut! Peste două zile câștigăm zdrobitor alegerile locale în România. Toate aceste lucruri au fost și sunt posibile înainte de toate din două cauze.
sau pentru două motive. Unu, pentru că de partea noastră sunt cei mai mulți dintre români. Nu uitați asta niciodată. Și doi, pentru că știm să stăm uniți împreună. Suntem la capătul sau aproape de capătul unei campanii electorale și unei bătălii în care aproape toate cuvintele par a se fi spus. Și dacă ar fi să mai am la îndemână un singur cuvânt pe care să vi-l spun vouă celor de aici și celor care în toată țara ne susțin și au nevoie de noi, acel cuvânt este unitate. Eu, domnule prim-ministru, am buletin de București și buletinul meu de București, cu buletinul meu de București de sectorul 3, voi scrie clar Sorin Oprescu și Robert Negoiță. Și Sorin Oprescu va fi primarul meu, deși nu are partid. Și Robert Negoiță va fi primarul meu, deși e PSD-ist. Dacă aș avea buletin de București, în sectorul 6, aș scrie cu el Sorin Oprescu și Rareș Mănescu. Dacă aș avea buletin de București, în sectorul 5, cred că e clar ce scrie Oprescu și Vanghelie. Dacă aș avea buletin de București, în sectorul 2, aș scrie Sorin Oprescu și Dragoș Frumosu. Nu le poți avea pe toate, dar avem cu toții. De la Suceava la Mehedinți, de la Constanța la Satu Mare și Maramureș, ceva comun, ceva important, ceva victorios. USL, Uniunea Social Liberală. Fiți alături toți până în ultima clipă, adică până la ultimul vot numărat, alături de toți colegii noștri liberali, PSD-iști sau conservatori care candidează în numele nostru sub însemnele Uniunii Social-Liberale. Luptați-vă cu onoare, cu corectitudine, dar fără milă. Să ne fie milă de cei care suferă, nu de cei care au produs suferința. Să ne fie milă de cei care au fost sărăciți și călcați în picioare și nu de cei care au sărăcit și au călcat în picioare. Respectați legea, respectați democrația, dar luptați până la capăt, fără ipocrizie, fără milă, afară cu Partidul Democrat Liberal!
afară cu cei care și-au permis să-și bată joc de milioane de români. Niciodată, niciodată asta nu trebuie să se mai întâmple. Și ca să nu se mai întâmple niciodată, luptați-vă până la capăt, obțineți victoria până la capăt și îmbrăcați în hainele victoriei. Nu uitați pentru ce ne-am bătut și pentru ce ne batem. Nu uitați, cei aleși, că odată aleși nu mai există bine pentru dumneavoastră dacă nu-i și binele comunității. Și nu uitați, cei care alegem și care îi susținem, că ne-am unit nu ca să înlocuim o haită de hoți și mincinoși, ci ne-am unit pentru ca în România să se facă dreptate. Victorie!